Oameni buni, să vă dea Dumnezeu sănătate. Suntem din nou împreună, pentru că din nou se întâmplă acum. Poate părea bizar, nu este absolut deloc așa, poate părea bizar să discuți atunci când toată presa română discută despre pensii și caniculă. E adevărat, două subiecte extrem, extrem de importante, și canicula a început deja să facă victime în România. Iar asta cu pensiile nu mai spun, ține capul de afiș de atâtea și atâtea zile. Am făcut și noi și probabil că de săptămâna altă vom face analize post-factum de după decizia guvernului Tudose de astăzi. Poate părea bizar să discuți despre siguranța alimentară, despre securitatea alimentară a nației române. Nu, eu chiar cred că e mai important subiectul pe care vi-l propun eu decât celelalte. S-ar putea să fiu eu cu capul, s-ar putea să fiu tulburat. Dar, indiferent ce pensie specială sau nespecială are un om în România, dacă securitatea lui alimentară nu este asigurată, moare în chinuri. Ori în spitale, ori acasă în lungi ani de suferință. Tragem un semnal de alarmă, ați văzut deja în promovarea emisiunii, o facem și acum, asupra importurilor de ouă și carne de pasăre din Olanda, Belgia și Germania. De ce? Pentru că Organizația Mondială a Sănătății a făcut ea la rândul ei acest apel de realizare a situației și o alertă. Milioane și milioane de ouă în Europa, având ca proveniență în special sute și sute de ferme din Olanda, Olanda fiind mare exportatoare în Germania, iar noi luând suficient de multe ouă din Germania, importând ouă de acolo, precum carnea de pui, la fel și de găină. Așa cum Europa face și bine face când România n-are probleme, vă aduceți aminte, cu brădetul, cu brânza, cu aflatoxina, cu laptele, cu povestea cu România, da, a luat foc presa europeană. Băi, nu mai bezi lapte de la român că e cu aflatoxină. Nu mai luați produse lactate din România că este belea mare cu ele. Noi nu facem așa, nu ne rupem hainele. Doar vă spunem, atenție la ce ouă cumpărați. Vă asigurăm, am vorbit astăzi cu reprezentanții producătorilor de carne de pui, de găină și de ouă din România, la noi totul e în regulă. Merge treaba strună, o să avem și un punct de vedere oficial în emisiune un pic mai târziu. Dar am ales tema de azi pentru că, alaltăieri, cred, m-a sunat Costel Caraș. Salut, Costele! Salut! Mulțumesc că ai fost amabil și ai venit astăzi în emisiune în fața telespectatorului cu acest subiect. Costel Caraș, pe care îl vedeți în imaginile, se întâmplă acum. Nu este acesta, imediat o să-l vedeți. Costel Caraș, pe care o să-l vedeți în... O să-l vedeți? Ha? Da, în sfârșit. Acesta este Costel Caraș. M-a sunat acum două zile și mi-a zis: bă, Tudore, dar voi discutați de pensii, discutați de aia. Bă, dar... Nu discutați de siguranță alimentară, pentru că România deja are primul focar de pestă porcină africană. Zic: bă, Costel, lasă-o, dracu, Doamne, iartă-mă, e cu departe, e la satul mare, e un singur focar, sunt doar 7 porci. Când mi-a povestit Caraș ce se întâmplă în lume cu pesta porcină africană plecată din Kenya și intrată în Europa prin Georgia, a devastat Ucraina an de zile, a devastat Polonia... La noi, dacă nu se iau măsuri acum, carnea de porc la Crăciun va fi de două ori mai scumpă, de două ori mai puțină și majoritar din import, pentru că noi nu o să mai avem. Repet, fermierii români sunt în alertă de gradul zero. V-am greșit cu ceva? Am spus ceva, Iurea? Nu, așa este. Oricum noi acum importăm în fiecare an 7 milioane de porci, Tudor Barbu. Dacă poți să-ți închipui România... O țară care... Care spui, nu mai închid 7 milioane de porci. 7 milioane de porci importăm anual. Adică 70% din consumul de carne de porc în România este importat, dragi români. Noi care ne lăudăm cu marea binecuvântare de țară pe care o avem, cu marile posibilități, iată că am ajuns în situația asta, măestria conducătorilor țării și a noastră, a fiecăruia dintre noi, am ajuns să importăm 7 milioane de porci. Și, asta însemnând 70% din consumul de carne de porc al românilor. Lovitura este extrem de dură și de gravă pentru crescătorii de porci, dar pentru fiecare român, da, în același timp. Tu mi-ai spus mie că asta, oameni buni, ce mi-a spus Costel Caraș este așa. Bă, Tudore, nu e vorba de fermele în care se cresc industrial porci. Nu. E vorba de un pericol care amenință fiecare gospodărie din această țară, pentru că extinderea unei astfel de molime, necontrolată, dacă statul nu ar interveni, dacă nu s-ar aloca bani, atenție, Costel Caraș... Nu se poate controla decât foarte greu. Nu pot să cred. În Polonia a intrat în 2014 și până la ora asta, mi se pare că alaltăieri au avut o nouă raportare, au 180 de raportări
din 2014 până în 2017 și nu pot controla încă lucrurile și nu vorbim numai de gospodăria populației, vorbim de absolut... Există măsuri pe care deja Autoritatea Sanitar-Veterinară la Satu Mare și ar fi bine să discutăm cum de a intrat peste porcină în România. Că o să discutăm. Haideți, întâi, oameni buni, să vă spun câteva vorbe. M-am sfătuit cu invitatul meu, cu Costel Caraș. Pesta porcină, oameni buni, este o boală virală, deci se propagă pe bază pe fondul unui virus. Este extrem de contagioasă, extrem de contagioasă. Afectează porcii domestici și sălbatici, adică porcul mistreț, fiind răspândită la nivel global, adică pe toată planeta. Boala nu este... Aici e o greșeală. Nu, în Australia nu există, spre exemplu. A, doar Australia nu? Există Europa, Africa... Și în America și în America de Sud. Aha. Ok. America dar de Nord nu are. Europa este ca Europa este venită din Africa. Da, țara de origine Kenya, din ce am citit. Acolo a fost descoperită prima oară în Kenya. Bine. Deci este răspândită pe o foarte mare suprafață a planetei. Boala nu este transmisibilă la om. Foarte important și îmbucurător, dar nu suficient de îmbucurător pentru că ea poate produce pagube economice devastatoare. Virusul se transmite prin secreții și excremente ale animalelor bolnave la cele sănătoase. Mergem mai departe. Cumpărați ouă și pui românești. Acum am dat-o din tura într-alta, trebuiau aranjate puțin cartoanele, nu mi-am dat eu seama, îmi cer scuze. Hai să trecem la cartoanele cu porcii. O să venim imediat la alea cu ouăle. Imediat, o rezolvăm imediat. Alertă maximă. Putem avea soarta pe care Ucraina și Polonia nu cele mai afectate țări? Ucraina nu așa tare sau cel puțin... Ucraina este, m-am mutat, e foarte grav. Polonia e foarte grav, da. Polonia. Alertă maximă, românii. Putem avea soarta Ucrainei și a Poloniei dacă nu luptăm. Porcii sănătoși se infectează de peste africană prin contact cu obiecte, cu hrană, cu îmbrăcăminte, mijloace de transport, adăposturi contaminate. Virusul poate fi purtat de la porcii bolnavi la cei sănătoși prin acțiuni necontrolate sau ilegale ale omului. Târguri de animale, transport necontrolat, vânzare neasistată medical sau neverificată din punct de vedere medical și, bineînțeles, poate fi ajutat porcul bolnav să-l infesteze pe la sănătos de către om, de către stăpânii porcilor, de către păsări sau de insecte. Semnele bolii, mare atenție, îmi spunea Caraș, băi, spune-le oamenilor, atenție, semnele bolii nu sunt instantanee, n-a luat boala porcul azi și diseară face febră, nu. Da, dar are o perioadă de incubație. De incubare de 2 până la 4 zile, timp în care porcul infestat și aparent sănătos îl îmbolnăvește pe el de lângă el. Haideți să vedeți principalele Tudor, simptome. Zic, trecem Costel mai departe, dar ai un pic să ne aduci, adică să le spunem telespectatorilor cum a intrat boala în Europa. Jur că te lasă povestești. Ține de cartonul dinainte. Sau cum vrei tu, dacă vrei le prezentăm nu, toate. Nu, mai dăm cartonul odată, că e gratis. Fiecare carton dă-i gratis. Okay, să-l dăm de câte ori vrem. Alertă maximă, putem avea, l-am citit pe ăsta, dă-l înapoi, nu te lua după Costel, așa. Atenție români care aveți porci. Deci acum vorbim cu toți cei care ori au ferme, ori cresc scroapă cu purceluși, fiecare care aveți un porc acasă trebuie să fiți un pic atent, dacă știți, foarte bine, dacă nu știți, aflăm împreună. Atenție români care aveți porci acasă, și mă refer aici la animale, că mulți au porci, mă rog. Semnele bolii sunt funcție de faza în care se află animalul. 1. În primul rând se apucă porcul și bea multă apă, e un semn de alarmă. Al doilea, nu se mai deplasează, devine foarte static. Al treilea, refuză hrana administrată. Al patrulea, au constipație și apoi imediat apar forme de diaree. Deci porcul o perioadă e constipat și imediat o dă în diaree. 5. Au coada, picioarele, urechile, abdomenul colorate în roșu închis. Știți celebra expresie, purpurii. Are purpură porcul pe urechi, pe coadă, pe picioare și pe abdomen. Sunt simptome pe care, dacă le vedeți acasă în bătătură la porc, imediat sunați la cel mai apropiat centru de medicină veterinară, sanitar-veterinară, ori de la voi din localitate, ori din apropiere. Trebuie să anunțe medicul din zonă de acolo. Da, mă, medicul din orice zonă... comună are un medic veterinar, exact, care se ocupă, exact, de ea. Și mai e un simptom pe care trebuie să-l luați în calcul în mod serios, se deplasează greoi și au tremurături, au spasme musculare, au, cum se cheamă, da, tremurături. Cum să spun? Da, exact cum avem noi când avem gripă. Exact ca omul, da, care are frisoane, mă, exact, nu găseam cuvântul. Deci porcul pe care îl vedeți că are acel comportament pe care omul are la gripă, frisoanele alea, imediat gândiți-vă că ar fi putut, ferească Dumnezeu, să contacteze pesta porcină. Acum zic cum a intrat, când mă băteai la cap, dă cartonul. Păi nu e foarte interesant, pentru că e
Irresponsabilitatea unora, cum a fost și a celor de la Satul Mare, pentru că acolo e o oarecare irresponsabilitate, pentru că s-au dus în Ucraina și au cumpărat niște alimente, că în Ucraina se cumpără probabil ceva mai ieftin, au fost contaminate acolo, le-au adus acasă, au consumat din ele, din ancheta făcută de DSV Satul Mare și bineînțeles că ce a rămas au dat la porci, că așa se întâmplă la noi și așa a intrat virusul în România. Când a intrat în Georgia, un cargo care a venit într-un port în Georgia, s-a făcut curățenie în el, iar resturile alimentare, probabil oamenii de servici care au făcut curățenie, l-au dat la porci și așa a intrat boala Spune-mi, în Europa. Spune-mi, frumos, din ce ai discutat cu fermierii, prietenii tăi fermierii, tu ești specialist în creșterea taurinilor, dar ai discutat cu oameni care cresc porci. Am discutat cu oameni care sunt sfaturile lor? Cu foarte mulți medici veterinari. Așa, ce trebuie să facem ca să nu ajungem în situația Poloniei? Ce-i de făcut? Că ai zis că păi, în primul rând... Mai spui asta oamenilor că nu e nimic de făcut, că închide misiunea. Nu, stai un pic. Dacă nu s-ar fi adus marfă din Ucraina și s-ar fi pus o restricție să nu treacă nici pasărea pe acolo, probabil că nu s-ar fi întâmplat acum. S-a întâmplat mai târziu. Boala este în țară, Costel. Boala este în țară. Deci se iau măsuri foarte dure. În primul rând, acolo s-au sacrificat imediat porcii și aici este o tehnică specială care se aplică, nu se deplasează porcul, sunt foarte multe lucruri care se pun în operă acolo, proceduri, dar noi trebuie să înțelegem că, în primul rând, boala are toți porcii să îmbolnăvești, deci morbiditatea, cum se spune, e de 100%, iar mortalitatea se apropie de 100%, deci este un reptor nenorocit de virus, e care odată intrat rupe tot. De asta spun că pericolul este foarte mare, nu ai ce să mai faci în momentul în care ai intrat în efectivul de porci și bineînțeles că se instituie o carantină destul de largă și de acolo nu mai ai voie să mai scoți nimic, niciun animal, comerțul încetează și se oprește mișcarea animalelor. Deci, din punct de vedere economic, este un dezastru. Polonia are probleme foarte mari, iar noi, dacă nu suntem foarte atenți, la noi este... Polonia nu are gospodăriile cum sunt la noi, cu porci în ele. Acolo sunt foarte puține ghepeuri, cum le spunem noi, cu animale crescute în bătătură. Sunt ferme mai mici, mai mari, dar la noi pericolul de propagare a virusului este imens, pentru că casele sunt apropiate unele de altele, există relații între oameni acolo și... Deci acum ce le spunem oamenilor dintr-o comună sau dintr-o localitate? Deci primul lucru care trebuie făcut, cei care creșteți porci, în momentul când ați văzut simptomele despre care v-a citit Tudor Barbu mai devreme, imediat trebuie să anunțați medicul veterinar. Asta este esența. Pentru că vectorii care propagă ce virusul vă vorbește sunt... acum Costel Caraș, le aveți și pe ecran în dreapta lui Costel Caraș, sunt primele simptome pe care le poate avea sau le are cu certitudine, nu că le poate, le are un porc infestat cu această nenorocire de peste africană. Citiți-le cu mare atenție. Simptomele astea sunt și la alte boli, dar sigur trebuie chemat medicul, să iau probe, să trimit la laborator și să decide dacă e peste porcină africană, dacă e peste porcină normală și să iau măsurile în consecință. Sigur că... alegerea subiectului și eu te-am rugat să discutăm despre lucrul ăsta. Nu am făcut-o atâta pentru prietenia care ne leagă, cât am făcut-o pentru faptul că România are o problemă de securitate alimentară, de siguranță alimentară a poporului, din care capitol face parte și creșterea porcului. Deci eu la asta vreau să ajungem, Tudor Barbu, și e foarte important să vorbim astăzi despre această securitate alimentară a României, care, după părerea mea, a început să coboare spre zero. România nu mai are securitate alimentară. Siguranța alimentară are, pentru că există o instituție, Autoritatea Sanitar-Veterinară, care își face treaba. Da. Tot ceea ce cumpărăm este controlat, provine... Hai să nu ne îmbătăm cu apă. Aproape tot. Sau mult omule, din ceea ce... Nu ai auzit de îmbolnăvirii... Nu-mi spune mie că tot ce mâncăm e controlat de ANSVSA, pentru că nu cred. Nu. Nici n-are cum. Ascultă-mă. Deci nu există nicio unitate de procesare
carne, lapte, care să nu aibă în ea, un medic veterinar care să verifice, care refer la producția indigenă. Există un autocop. Păi, producția indigenă, bineînțeles. Orice produs care vine din Uniunea Europeană, pentru că sistemul e cam același peste tot în Europa. Există autorități sanitar-veterinare în toate țările Europei care verifică aceste lucruri. Treaba cu ouăle a fost depistată, 180 de ferme au fost închise imediat. În Olanda 180 instantaneu. Este o anchetă penală care se desfășoară acolo. Fă o pauză. Hai să citim repede, să o sunăm și pe reprezentanta oficială a celor care cresc găini, pui în România, deci Uniunea Națională a Crescătorilor de Păsări din România. Le-am solicitat un punct de vedere. Apreciez faptul că toți procesatorii de carne de pui, cei care produc, care fac comerț, care produc și comercializează ouă, s-au reunit în această Uniune Națională și au avut înțelepciunea să dea curs imediat invitației noastre. Imediat o să avem și un punct de vedere la telefon. Vă să știi că sunt bine organizați. Eu am avut de învățat de la ei. Însă duc și ei o viață foarte grea. Ăștia cu găinile și ouăle? Cu găinile și ouăle, pentru că iată, există comerțul ăsta. După părerea mea... Bă, în primul rând, e bătaia de joc pe care o face guvernarea față de ei, că nu-i ajută nimeni, nu-i subvenționează, nu-i... Ei se bat... Au probleme mari din punctul ăsta de vedere, dar bătălia în piață este crâncenă. Pe piața europeană n-au nicio șansă ai noștri din cauza statului român care nu-i ajută cu nimic costel. Sau poate greșesc eu. Bun, ei vor spune lucrul ăsta, nu fac eu aprecieri în dreptul lor, dar eu... Voi cu laptele cu ce vă ajutăm în lupta cu ungurii și cu polonezii? Spune, cu ce vă ajută statul român? În primul rând trebuie să ne ajutăm noi, Tudore. Statul, Uniunea Europeană ajută fermierii din România. Adică sunt niște subvenții, este un sprijin. Dar faptul că noi n-am reușit să ne organizăm, măcar la nivelul crescătorilor de păsări de și păsări. Producători de ouă, asta este o rușine. Faptul că nu ne batem pentru piață. Bine că oamenii ăștia politici au vândut România și sunt supermarketuri peste tot ale puterilor străine care dictează piața, sigur că asta este cea mai mare nenorocire. La telefon, oameni buni, este doamna Alexandru Aurora, medic veterinar și reprezentant oficial al crescătorilor de păsări și celor care se ocupă cu ouăle în Marea Republică România. Sărut mâna, doamna doctor! Bună seara, bună ziua! Vă rog frumos să rămâneți 2 minute la telefon ca să-i punem și pe români în temă de ce am tras acel semnal galben pe banda roșie. Am scris de foarte mult timp, de o oră jumate circulă, ne-au sunat o grămadă de telefoane. Domne, ce e cu cod roșu la porci? Cod galben la ouă din import? Da, la ouă din import e cod galben, iar la porci e cod roșu pentru că ne-a intrat molima în țară. Haideți să vă pun în temă, stimați telespectatori, de ce BUTV trage un semnal de alarmă în privința importurilor de ouă din România și nu a importurilor în general, ci din țări care sunt vizate de o anchetă penală și de un control validat de Organizația Mondială a Sănătății. Imediat vă citesc. Cumpărați, oameni buni, ăsta e sfatul meu, mi-l asum, cine nu-i convine să mă dea în judecată. Cumpărați, oameni buni, ouă și pui din România. Atenție! De ce facem asta? Pentru că ouăle importate din Germania, Olanda și Belgia sunt sub semnul întrebării în aceste vremuri tulburi, grele. Iată de ce. Milioane de ouă sunt retrase din magazinele și depozitele din Germania, Olanda și Belgia. S-a depistat că în această zonă a Europei, și spun asta în contextul în care România, firme din România, importă suficient de mult ouă, suficient de multe ouă sau multe mari cantități de carne de găină și de pui din acest spațiu european. Deci, s-a depistat, oameni buni, că aceste ouă conțin un insecticid extrem de toxic interzis în producția alimentelor destinate consumului uman. Pagina următoare. Vreau să vă spun că discutam astăzi cu producătorul emisiunii, cu Alex, și îmi spunea, Tudore, câinele meu nu are voie să primească tratament de deparazitare, purici, plăji, ăsta, cum se cheamă alea, căpușe, care conțin acest insecticid găsit de Organizația Mondială a Sănătății în milioane și milioane de ouă din zona de care vorbim. Olanda exportă milioane de ouă în Germania, iar noi importăm, noi România, ouă din toate aceste 3 țări vizate și afectate de criza insecticidului interzis în alimentația omului. Aproximativ 180 de ferme, ce spunea și Costel Caraș. Din Olanda au fost instantaneu închise temporar și a fost deschisă o anchetă penală. Un transport de aproape 1 milion de ouă a fost oprit la granița cu Germania și întors și rechemat
în Olanda în săptămâna care a trecut. Cumpărați ouă și pui românești, încă o dată sfatul nostru, la găinile și ouăle din sute de ferme testate și închise, cele de care vorbeam. S-au găsit niveluri ridicate ale insecticidului fipronil, se numește. Fipronilul ăsta este un compus al produselor veterinare destinate distrugerii păduchilor, puricilor și căpușelor, însă, atenție, fipronilul este interzis în orice tratament la animale care sunt destinate consumului uman. N-ai voie să folosești acest... Dacă România, dacă ăștia lui Caraș, dacă doamna de la telefon care reprezintă crescătorii de pui și făcătorii ăștia de industria ouălor în România foloseau acest insecticid, dracii ne luau. Europa ne închidea țara. Ne spunea, bă, ăștia sunt niște nenorociți. Uite că la ei se poate. Deci, au găsit doze uriașe, cantități nepermis de mari, al acestui insecticid. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, fipronilul afectează grav ficatul, tiroida și rinichii, dacă este ingerat în cantități mari cu timpul. Deci, Tudore, trebuie să le spunem oamenilor că fipronilul este extrem de eficient împotriva păduchiul și a puricilor, dar afectează sănătatea foarte grav. Băi, prietene, și o fi eficient să-i dea Dumnezeu sănătate în lumea civilizată, ca să înțelegi, este un fel de hexifarma aici, pentru că vânzătorii de substanțe, da. Și eu am și eu o speță, da. Acum, că am cumpărat și eu niște substanțe din astea, am dat cu ele pe câmp. Nu, am dat cu ele pe câmp și n-au avut niciun fel de eficiență. Și acum am o dispută mare cu ei. Dar vânzătorii aia din Olanda, care vindeau către ferme substanța să dea cu ele, ca să fie foarte eficientă și să zică fermierul, mamă, ce substanță îmi vând ăștia, au băgat fipronil în ascuns, fără să o treacă pe etichetă, le-a vândut-o fermierilor, fermierii au luat și au dat de bună credință, că asta este de fapt istoria, da? Și fiind foarte eficient, au cumpărat în continuare foarte multe ferme și le-a mers până când s-a depistat fipronilul. Bă, care și eu am spus de două ori în materialul pe care l-am scris pe ecran și oamenii îl citesc, să cumpere românii, măcar profilactic, în perioada cât trece iureșul ăsta european, o românești și găinuri. Nu, dar ce concluzie trebuie să tragem de aici? Trebuie să fim extrem de atenți la vânzătorii de substanțe și în România. Doamna Alexandru, cum e la dumneavoastră în Uniunea Națională a Crescătorilor de Pui, a oamenilor care se ocupă de ouă și găini în România? Deocamdată la noi este foarte bine. Noi asta avem știu, probleme. Nu, cum priviți informația pe care am dat-o noi? E corectă, nu e corectă? Că de-aia v-am cerut părerea. Este corectă, dar exact ce spunea domnul Cara, și producătorii de ouă și din Belgia și din Olanda nu sunt vinovați. Trebuie să fim atenți la cei care furnizează substanțele acestea și ne spun că sunt naturale. Da, vă ascultăm. Alo? Eu vreau să asigur consumatorii din România să mănânce ouă și carne din România, pentru că până acum nu s-a depistat fipronil și noi nu folosim aceste produse. Avem programe de autocontrol și la ouă și la furaje, în care se face examen pentru pesticide, în care este inclus și acest fipronil, și nu au fost depistate aceste substanțe. Deja magazinele, marile magazine din România au început să ne sune și să ne ceară declarații pe răspundere proprie că produsele noastre nu conțin acest produs. Am discutat și eu, scumpă doamnă, astăzi cu reprezentantul unui lanț de supermarketuri din România, care exact același lucru îmi spunea. L-am întrebat cum verificați produsele românești, adică cele care intră în competiție sau alelalte europene intră cu ale noastre. Și exact același lucru mi-a spus, asta era următoarea întrebare. Cum ei ne-au spus așa, furnizorii pe proprie răspundere ne asigură că punem la dispoziția românilor din producție românească ouă din și producție românească. Acum întrebarea era așa pentru mine și pentru mai ales pentru cei de acasă. Pe ce bază dați voi, cei de la Uniunea Națională a Crescătorilor de Păsări, și la capitolul carne de pasăre și la ouă, acele declarații? Ce verificați? Pe baza buletinelor de analiză pe care le deținem, făcute la laboratoare autorizate și acreditate. Că altfel, dacă n-am avea aceste buletine, n-am putea foarte să tare. Analize se fac periodic. Foarte tare. Doamna doctor, noi trebuie să le spunem oamenilor că există trei sisteme de testare. Există sistemul de autocontrol,
Și cineva ar putea să spună, bă, păi dacă e autocontrol, poate cine știe. Dar există un al doilea sistem pus la punct de Autoritatea Sanitar-Veterinară, care vine ea prin reprezentanții ei. Programul oficial. Programul oficial, vin și iau ei probe, cum vor ei și în ce condiții vor. Ne spune cineva pe mesaj, doamna Alexandru, acum, probabil că este tot un fermier sau tot cineva din Uniunea Națională a Crescătorilor, că s-au întețit în România, deși nu era niciun fel de necesitate, s-au întețit controlele în ceea ce privește furajul, toate alimentele, pe care, hrana pe care o dați puilor, taman după scandalul pe care Organizația Mondială după scandalul care a început de aproape o lună de zile în comunitatea europeană și în special în Belgia. Corect. Noi am luat măsuri și am trimis probe suplimentare la laborator. Deci informația pe care am primit-o acum este corectă. Într-adevăr, mari producători din România, stimați telespectatori, nu numai că respectă cadența pe care au avut-o înainte, acum 3 săptămâni, o lună înainte de acest uriaș scandal european cu ouăle și găinile, atenție că au găsit și în sângele și în excrementele, în găinațul găinii, au găsit al păsărilor, bineînțeles. Deci acolo lucrurile sunt foarte, foarte serioase. Uniunea Națională a Producătorilor a luat măsuri în ultima lună de înmulțire, deși, repet, în România nu era nicio problemă, lucrurile sunt normale, totul e curat, au mărit cadența de testare și de trimitere către autorități a acestor analize. Dacă îmi dați voi, am mărit aceste controle și le facem suplimentar, pentru că în primele 4 luni România a exportat 39,4 milioane de ouă în comunitatea europeană. Și s-ar putea ca cineva să spună, la fel cum a spus cu carnea de cal, la fel cum a spus cu carnea de curcan, a, stați că ouăle astea provin din România. Și atunci ne-am luat măsuri sub... Da, doamna doctor, dar frumos ne mai stă. Olandezii produc 11 miliarde de ouă pe an și exportă 6 miliarde și noi am exportat și noi 39 de milioane. Adică, dar putea... bă, și cât e Olanda și cât e România, mă? De fiecare dată ce a fost mai urât în comunitatea europeană s-a aruncat asupra românilor și după aceea s-a demonstrat că nu românii au fost de vină, dar n-a mai ieșit nimeni la televizor să spună, domne, nu sunt din România. Știu numai autoritățile care s-au Doamna Alexandru, noi ca post de televiziune care ne respectăm telespectatorii și ne respectăm menirea de... Dumneavoastră ne-a susținut totdeauna. Noi credem, doamna Alexandru, noi credem toți de la emisiunea Se întâmplă acum, credem și Costel Caraș ne-a catalizat, ne-a întărit credința, că dacă în momente ca astea nu ești alături de fermierul român, de agricultura țării tale, ne-am dat dracu. În 10 ani nu mai avem decât mâncare din import. Asta e părerea noastră. Și atunci, cu toate riscurile pe care le implică, îmi spun încă o dată ce scrie pe ecran, este un adevăr. Trebuie să cumpărăm cât mai mult produse românești. Acum este un scandal pe care presa, atenție, nu ca la noi, presa olandeză, belgiană și germană țin sub capac acest scandal. E foarte puțin, transpiră pe la colțuri foarte puțin. Dar e vorba de un scandal în care este implicată o substanță toxică interzisă de Organizația Mondială a Sănătății și uite cum economia românească, unde nu se pune nici de cum problema infestării ouălelor, găinilor sau furajelor pe care le mănâncă păsările, da, alimente, hranei, trebuie să știe românul. Eu cred că e momentul în care, circumspecți fiind, să nu cumva să ne punem în pericol în niciun fel copiii, viața, bătrânii, oamenii mai sensibili, e momentul în care, măcar pe o perioadă până se decantează acest scandal european, să fim foarte atenți la tot ce e din import, din zona aici aia. Trebuie explicat un pic, Tudor, explică. De ce? Pentru că controlele care se fac la fermierii români și la procesatorii români sunt sub controlul autorității din România. Corect. Sunt cu o cadență mult mai mare decât afară și băi, în curtea ta, adică imediat l-ai prins, imediat poți să-l controlezi, imediat poți să-l cauți sub pat. Produsele, tirurile care vin din Germania și din Olanda, miliardele de ouă care vin pleacă întreaga lume din Olanda, sunt închise, nu se desfac decât în curtea cumpărătorului și cu asta basta. Și îți dă o hârtie că sunt bune. Dar uite, ăștia sunt criminali. Cum să pui tu în insecticidul respectiv să pui fipronil? Este o crimă. Ăștia se duc la pușcărie. De-aia în toate trei țările ancheta penală e întoi. E acolo întoi și să spun eu să vor duce mulți la pușcărie. Păi să ducă, mă, frate, dar eu le spun vânzătorilor de substanțe care vând în România pe aici. Mare atenție ce faceți, că
Eu am vorbit cu foarte mulți fermieri mari. Eu nu sunt un fermier mare, nu folosesc prea multe substanțe chimice. Dar ați, cum să nu zic bătaie de joc, dar ați folosit măsuri incorrecte. Atât aș spun deocamdată. Și am trimis în Austria, pentru că în România, Tudore, nimeni n-a vrut să-mi facă analize la substanțele cu care am dat pe câmp. La hrana ta pentru vaci? La hrana care am dat-o pentru vaci, am dat cu erbicid. Așa. Și am vrut, pentru că n-a avut efect, am vrut să văd dacă substanța activă și sfaturile era pe care le-am primit, era exact ce scrie. În România niciun laborator n-a vrut să-mi facă analiză. Și au fost care mi-au spus și detalii, nu le dau acum, dar le voi da, pentru că în curând voi primi analizele și l-am auzit pe președintele de la LAPAR vorbind despre chestia asta, despre, știi că se vorbea cu mâncarea, că am făcut noi aici cu cărnația da. Și cu, cum se cheamă, dualitatea dublu asta. Dublu standard pentru Europa de Est. Dublu standard. Nu există numai la mâncare. Există la aceste substanțe, există la autoturisme. Știi ce mesaje am primit în emisiune, dar m-am uitat pe telefon data trecută? Că există parcuri, când ies din fabrică mașinile, astea-s mașinile pentru vest, da, astea-s pentru est. Am spus și eu pe ecran în emisiune, deci, n-ai pot atât. Tractoare, utilaje. Stai puțin, doamna Alexandru. Eu am crezut da, că vreau doar să mai fac o precizare înainte să vă dau dumneavoastră cuvântul pentru o concluzie. Vreau să fac precizarea următoare. Discuția pe care Caraș văd că a devoalat-o. Eu i-am spus să nu se bage azi. O să facem o emisiune, poate în altă perioadă, dacă jitiile astea continuă. Repet, mă uit la dumneavoastră, cei care urmăriți emisiunea. Dacă aveți afaceri legate de industria, de agricultura României și de industria de procesare, ouă, lapte, carne, brânză, nu știu, abatoare. Și știți că de substanțele voastre depinde viața ălora, nu vă jucați cu focul că vă leagă ăștia, vă încătușează minutul 1, credeți-mă. Păi dar nu ai ce să faci tu, Dure. Informațiile pe care le-am strâns pentru emisiunea asta spun așa, România e și așa pe munche de cuțit. Ăștia vai de steaua lor cu ouăle și cu găinile muncesc ca să facă față pe piața europeană, trag de le sare sânge pe nas. Ăștia lui Costel Caraș cu laptele și cu vacile la fel. Dacă mai vine și un nenorocit și îi bagă lui Alexandru, care e la telefon, lui Aurora, îi bagă substanțe la fermă și otrăvește mâncarea găinilor sau lui ăsta îi bagă substanțe pe câmp și otrăvește laptele vacilor, s-a terminat. Deci eu cred că informațiile pe care le-am strâns și l-am rugat să nu deschidă subiectul. Și Serviciul Român de Informații și alte autorități ale statului sunt grămadă pe voi. Pentru că ce s-a întâmplat în Olanda acum o lună, ferească Dumnezeu, ăia sunt o țară puternică, se joacă cu miliarde de ouă pe an. La noi problema e, ați auzit-o pe femeia asta, da? Bine, acum concluzia noastră, doamna Alexandru. Concluzia mea este ca românii să cumpere produse românești care sunt garantate. Lapte, ouă, brânză, carne. Merg pe mâna sunt analizate și paraanalizate. Bă, cumperi ouă numai din românești? Eu da, de și foarte eu. Mult. Iar nu și eu cumpăr ouă românești că am bază în ei. Aurora, ne cunoaștem, da. Ne-am văzut la mine în platou, ai fost aici ca să-i repreziți pe crescătorii sigur, de pâi. Vreau să-ți sigur, spun, o să sună... Îi reprezint totdeauna cu mândrie o și să sune foarte ciudat sau urât, dar asta e, m-a întrebat Costel, care mi-e prieten de 9 ani de zile, suntem foarte bun prieten de el și îmi vii la emisiune pentru că știu că nu minte, nu bagă în ele, cum se spune. Eu nu cumpăr decât rare ori produse de afară și doar acolo unde România nu are produsul respectiv. De ce? Pentru că știu ceva, Aurora, pe care l-am citit în Suedia. Acum 15 ani eram la Göteborg și toată Suedia avea o reclamă, nu-i spun numele mașinii, și spunea așa, cumpărați mașina aia și salvați un loc de muncă al unui suedez. Toată Suedia era plină. Așa este, da. Eu, dacă dar la noi... Aurora, dacă eu aș fi guvernul României, pe banii guvernului, aș scrie pe toate intersecțiile, uite aici pe Calea Victoriei, da? Băi, și cumpărați eu, produse românești. Eu aș scrie la fel ca dumneavoastră. Cumpărați un produs nevoie. Românesc și salvați un loc de muncă al unui român. Că în momentul în care te-ai nevoie. Dus și ai cumpărat carne de pui din Germania, Franța, Olanda, bă, n-am nimic, e foarte bună, dar ai ținut un loc de muncă al olandezului, al francezului, al spaniolului. Când și ai cumpărat... și pierzi securitatea alimentară a țării cumpărând din altă parte. Și vreau să discutăm neapărat că e subiect extrem de imediat, important. Imediat. Aurora, îți mulțumesc dacă tu vrei să mai spui ceva. Ai spus-o pe aia cum să cumpărăm ouă și carne de pui din România. Sunt perfect de acord cu tine. Mersi mult de tot. Costel, luăm 2-3 minute de publicitate și revenim. O ediție, repet, o ediție foarte importantă pentru că se referă la lupta pe viață și pe moarte pe care o duc agricultorii români pe un front pe care nu-i ajută nimeni. Nimeni sau aproape nimeni. Revenim imediat.